Fie că e un canal mic, fie că e un canal mare, sunt convins că de fiecare dată te gândești cum să-ți promovezi conținutul, cum să-ți promovezi canalul, cum să devii mai cunoscut pe această platformă. Așa că în acest clip vă propun câteva metode care să vă ajute să faceți mai multe vizualizări, să vă promovați canalul, să vă promovați clipurile, bineînțeles, metode gratuite. În primul rând, hai să începem cu ceva ce nu trebuie să faceți. Niciodată să nu vă duceți la un YouTuber mai mare, în comunitatea lui, să cereți să vă promoveze. Am văzut de foarte multe ori începători care merg, scriu în comentarii, te rog să mă promovezi pe mine. Nu funcționează de obicei YouTuberul, fie vă ignoră, fie vă blochează. Vă propun un drum un pic mai lung, dar care va da sigur rezultate. În sensul în care ați descoperit un YouTuber cu care ați vrea în viitor să colaborați, intrați pe comunitatea lui, comentați de fiecare dată, lăsați comentarii pertinente, comentarii care să ajute, comentarii care să adauge ceva la ceea ce a făcut el cu acel clip. De asemenea, ajutați oamenii prin alte comentarii și așa mai departe. Pur și simplu deveniți un membru al acelei comunități, un om cunoscut în comunitate. Făcând asta clip după clip, la un moment dat veți intra sub radarul acelui YouTuber faimos și încet încet își va da seama și el că nu sunteți acolo pentru autopromovare. Țineți minte, nimănui nu-i place autopromovarea. Încercați pe cât se poate să lăsați numai comentarii de valoare. Adică, după cum spuneam, să comentați la conținutul respectiv adăugând lucruri noi, să comentați adăugând puncte noi, să comentați lăsând experiențe personale în legătură cu ceea ce spune YouTuberul respectiv. Poți de asemenea să oferi și contraargumente la acel subiect. Ideea este să fie pertinente contraargumentele voastre și să nu jigniți restul membrilor comunității. Nu încercați să trântiți linkurile clipurilor voastre în comentarii la alte canale, pentru că, de obicei, lucrul acesta se blochează imediat și, de asemenea, chiar și YouTube vă va considera spammer și nu puteți să mai faceți nimic cu canalul respectiv. Mai degrabă căutați comunități care gândesc la fel ca voi, cu oameni care au aceleași interese ca și voi. Tot timpul gândiți-vă că, indiferent ce subiect abordați, sigur veți găsi grupuri de Facebook și subreddituri de oameni care caută aceleași subiecte, care vorbesc despre aceleași subiecte. Încercați să căutați grupuri și subreddituri care să fie active, pentru că, bineînțeles, nu v-ar ajuta să fie inactive. În același timp, aveți grijă să nu fiți păcăliți de activitate, în sensul în care să nu fie grupuri de autopromovare, unde toată lumea intră, își trântește un link și gata, nimeni nu se uită la celelalte clipuri. Imediat ce ați intrat, încercați să înțelegeți comunitatea aia, adică ce subiecte sunt mai populare, cine sunt cei mai activi membri ai comunității, ce întrebări se pun, încercați să răspundeți și voi pe cât posibil la întrebările pe care le pun alții și încet încet veți deveni mai cunoscut. Tot timpul aveți grijă să citiți și regulile comunității, ca nu cumva la un moment dat să faceți o greșeală care să vă arunce afară din acea comunitate. Ideea este, cred că ați prins-o, că trebuie să deveniți membri respectați acelei comunități. Bineînțeles, cel mai important mod prin care să-ți promovezi gratuit clipurile este să reușești să faci algoritmul să reacționeze la clipurile tale. Adică să-i faci pe oameni să dea click pe videoclipurile tale și apoi să-i faci să se uite pe clipul tău până la final. Dacă reușești de asemenea să-i faci să dea share și să se uite și pe un alt clip de-a tău, deja ești un zeu. După cum v-ați dat seama, algoritmul până la urmă reprezintă oamenii. Algoritmul se uită la oameni și după aia știi dacă trebuie ca acel clip să fie promovat mai tare, ca acel canal să fie promovat mai tare. De exemplu, dacă YouTube vede că sunt persoane care apreciază clipurile tale, bineînțeles va trimite și alte clipuri de la tine către ei. Următorul mod de a-ți promova canalul, conținutul, este să faci colaborări. E foarte greu cu un canal mic să convingi un canal foarte mare să facă colaborări cu tine, dar în același timp nimeni nu te împiedică să găsești YouTuberi cu comunități cam la fel ca tine și cu care să faci colaborări. E foarte simplu de făcut o astfel de colaborare și canalul tău va fi expus unei audiențe care altfel nu te-ar fi cunoscut. Deci mai mulți abonați, mai multe vizualizări. Dacă în continuare totuși vrei să fii remarcat de un YouTuber mare, îți prezint o strategie pe care am văzut-o că funcționează de fiecare dată. Și e cam așa. Un YouTuber mic face ceva extraordinar în mod gratuit pentru un YouTuber mare, iar YouTuberul mare nu se poate să nu-l remarce. De exemplu, am văzut o chestie pe canalul Creator Insider în care unul dintre creatorii de acolo urma să facă conținut din Dublin și a cerut comunității să spună, băi, care sunt simbolurile acestui oraș? Ca să iasă până unul dintre simboluri pe thumbnail. Unul dintre membrii comunității, creator la rândul lui, a făcut pe propriul său canal un concurs cu premii în bani în care lumea propunea astfel de simboluri ale orașului și, bineînțeles, că a intrat sub radarul celor de la Creator Insider și uite așa a primit o promovare a canalului de la un canal mult mai mare. Bineînțeles, nu trebuie neapărat să plătiți bani sau mai știu eu ce. Trebuie să faceți ceva super tare pentru canalul mai mare și sunt convins că vă va remarca. Și mai există o variantă în care vă puteți face rău prin promovarea canalului. De exemplu, zicem că aveți deja un canal cu audiență creată. Dacă vreți să faceți un al doilea canal, nu vă promovați al doilea canal la primul canal, pentru că dacă nu aveți fix aceeași audiență, veți face rău canalului mai mic. De ce? Pentru că lumea se va abona la canalul nou doar de dragul vostru, neapărat și pentru subiecte. Și dacă voi nu le dați subiecte de care ei sunt interesați, nu se vor uita, vă vor distruge tot ce ține de durata medie de vizionare, de click și așa mai departe. Un alt mod prin care vă puteți face rău promovându-vă canalele de YouTube este, și vă spun din proprie experiență, să promovați clipurile în comunități care nu sunt 100% interesate de ceea ce faceți. De exemplu, eu, când am început acest canal, mă duceam și puneam link-uri de la clipurile mele pe diverse comunități de YouTuberi, în speranța că, na, eu fac clipuri pentru YouTuberi, le trimit acolo, doar că persoanele respective, când intrau la mine și vedeau că eu promovez munca, că trebuie să stai, să verifici, să cercetezi, să faci teste și așa mai departe, ieșeau imediat pentru că credeau că, de fapt, chestia asta cu YouTube ține doar de noroc, ține de, nu știu ce, trucuri, ține de hack-uri și așa mai departe. Și eu nu le dădeam lucrul ăsta și, bineînțeles, ieșeau imediat. Deci, chestia asta s-a văzut foarte bine pe viața clipurilor mele, în sensul în care, când puneam linkuri pe Facebook, pur și simplu clipurile respective nu mai erau promovate de YouTube deloc. Și asta pentru că oamenii intrau și ieșeau repede. Dacă vrei să vezi și alte greșeli pe care le fac YouTuberii mici și pentru care rămân YouTuberi mici, ai în stânga un clip și ne găsim acolo.